Să ne vorbă cu Vasile Dobrău, cel care a organizat pe 1 iunie prima ediție a Tăureni Handball Trophy. Domnule Dobrău, primul rând, cum v-a venit ideea organizării acestui turneu? În primul rând, mă bucur că am reușit să conving autoritățile locale să ne creeze o infrastructură corespunzătoare pentru a putea organiza și a susține, în primul rând, meciurile de campionat în localitatea noastră. Sigur că am încercat să organizăm acest turneu, prima ediție a Tăureni Handball Trophy, într-o perioadă oarecum mai relaxantă din punct de vedere al campionatului național la nivelul juniorilor 3. Și mă bucur că un număr atât de mare de colegi au răspuns afirmativ invitației noastre de a veni într-o perioadă care, vedeți, a coincis și cu zilele orașului Luduș, unde au fost angrenați o foarte mare parte din oamenii care ar fi putut fi prezenți în aceste zile la noi. Au mai fost și turneele finale la diferite categorii de vârstă, dar una peste alta mă bucur că au venit și copiii au avut mult de învățat, 6 jocuri în 2 zile. Eu zic că a fost un lucru deosebit de bun pentru ei. Merită să încercăm să le oferim copiilor cât mai multe șanse de a juca împreună, pentru că prin joc, în primul rând, ai tu posibilitatea ca antrenor să vezi nivelul la care ajungi din punct de vedere al pregătirii cu copiii și în același timp ei, la rândul lor, își pot evalua mult mai obiectiv nivelul potențial, șansele de a se pregăti și evolua în continuare. Va deveni o tradiție această competiție? Eu așa aș vrea. Chiar aș vrea să fac pe parcursul unui an calendaristic 2 ediții, una de vară, una de iarnă. Dar acum să vedem. Trebuie să găsim o perioadă propice pentru asta undeva în luna decembrie și încercăm, sigur că da. Eu aș vrea să fac chiar de nivel internațional, pentru că nu-i mare filozofie să uite în echipe din țările astea mai apropiate. Doar că noi cam suferim așa din punct de vedere al infrastructurii în ceea ce privește cazarea, în ceea ce privește infrastructura rutieră, că vedeți că în Occident îndată mergi dintr-o localitate în alta, la noi puțin mai dificil. Și toate la un loc, sigur că da, concură la a accepta sau a nu accepta invitația. Domnule Dobrău, felicitări și mult succes în continuare. Mulțumim. Încercăm să facem cât putem.